Hello, bună de dimineața! ASMR cu greieri. Că știu că în daily vlog v-a plăcut când v-am făcut ASMR cu greieri. Avem greieri, avem și cocoș pe fundal, nu știu dacă își face simțită prezența. Este o zi minunată și este ora 4 și jumătate dimineața, da? Nu e seară, în ciuda faptului că sunt în locul de raport de seară din daily vloguri. Astăzi începem un daily vlog de călătorie, habar n-am cum să-i spun. Stați să las asta aici ca să nu vă zbudui. Stați în cu mâna dreaptă camera, îmi pierd și vocea, pentru că nici n-am vorbit pe ziua de astăzi decât câteva chestii pe care le-am zis lui Jimmy când l-am certat. Este o zi minunată, mergem la mare! Yes, finally! Vă spuneam că sunt așa într-o perioadă de asta cu lipsă de inspirație, cu lipsă de chef, cu lipsă de toate și ca să rezolvăm problema am zis că Nastica o mică escapadă la mare de câteva zile. O să merg cu Eugenia și o să fie așa un girls vacation, girls trip, cum vreți voi să-i spuneți, ceea ce de altfel eu îmi doresc foarte tare să fac cu fetele mele. Cu prietenele mele de ani de zile, de când le cunosc, că îmi doresc să fac chestia asta, dar cu cloștile alte două, care știu că se uită acum la mine, nu? Așa, nu ai cum. Hai că pe Georgiana, în apărare ei, cred că aș urni-o și cred că s-ar mobiliza, dar cloșca de dinsa nu s-ar mobiliza ferit, iar Sfântul e așa de frică de un girl strip de doamne feri, așa că rămânem cu ce avem și anume cu Eugenie. Și astăzi eu și Eugenie plecăm spre Bulgaria, că nu, în litoralul românesc, no way, nu mulțumim. Mergem undeva între Sani Picine, Sebar, o zonă în care n-am mai fost, de fapt pe la Nesebar, pe acolo, prin zona aia, așa, oricum n-am fost la Nesebar până acum, și o să avem parte de soare, mare, căldură, probabil cocktailuri, și nu știu, ceva mai pe acolo, habar n-am, atât am doresc să nu fie muzică. Eugenia mi-a zis că nu e, că e zona mai liniștită, mie de regulă, neplăcându-mi plajele sau, în general, locurile cu muzică din aia care bubuie în sar creierii, de simți că vibrează organele pe interior, nu-mi doresc așa ceva. Din contră, îmi doresc să fie liniște, îmi doresc să stau să mă relaxez, îmi doresc să fac poze drăguțe, pentru că poate îmi vine și inspirația și cred că la mare, cu răsăritul sau cu apusul, e puțin cam imposibil să nu ai inspirație, știți? Adică, așa. O să fac un, cum ziceam, un fel de daily vlog, vlog de călătorie, nici nu știu ce o să fie ăsta. Cu mențiunea că să nu vă supărați pe mine dacă o să avem mai mult B-roll în videoul ăsta. B-roll însemnând, pentru cine nu știe, bucățile alea de clip în care eu pun muzică pe fundal și doar vedeți imaginile, fără ca eu să vorbesc. Adică sunt imagini beta, adică din spate, nu știu. Astea în care vorbesc sunt imaginile principale pentru că mă vedeți și pentru că vă povestesc și pentru că bla bla. Celelalte, când doar vă arăt imagini, sunt imaginile B. Cam așa se clasifică ele în montaj. Bun, și o să avem mai mult din alea, pentru că nu vreau să mă concentrez foarte tare pe filmat. Vreau să vă iau cu mine, pentru că sunteți my family, you're my Nico family, dar vreau să mă concentrez pe vacanță, știți? Vreau să mă concentrez pe mare, pe stat, pe plajă, pe astea, dar cu toate astea vreau să vă iau cu mine, pentru că sunteți dragi și pentru că îmi place să împărtășesc cam toate experiențele mele frumoase cu voi, într-un fel sau altul. Și asta vom face, mergem acolo, o să plec undeva pe la 5 și jumătate de acasă, ne întâlnim în București și de acolo spre Bulgaria, ar trebui să ajungem undeva de în jur de 2 și ceva, abia aștept, deci nici n-aveți idee, primul lucru, nu știu dacă după masă sau diseară, dar abia aștept să mănânc rapane pane, sper să fie la fel de bune în zona aia, cum am mai mâncat eu în alte părți în Bulgaria. Spoiler alert, fix rapane pane n-am găsit în zona respectivă. Da? Pentru că le ador și sper că nu le fac în România, așa, pentru că am mâncat în Bulgaria cele mai bune rapane pane ever, ever, ever și abia aștept să mănânc. Deci ăsta e primul meu gând, ce mare, ce nu știu ce, rapane pane,
Da? Deci aia este principalul. Da, asta o să fie. Deci, v-am pus la curent cu ce o să se întâmple. Asta o să se întâmple. O să avem un pic de mare, un pic de soare. Era necesar pentru că am mai avut în prima jumătate a anului am mai avut eu mai multe excursii planificate, mai multe plăcări, mai multe chestii, mai multe planuri care s-au dus pe apa sâmbetei și nu s-a realizat nimic din moment ce n-ați văzut nici voi nimic. Nu s-a întâmplat nimic. So, bine că măcar în a doua jumătate a anului se mai întâmplă ceva interesant. Da, am dormit, am la activ cam câte ore de somn, cred că vreo două, de entuziasm, nu știu. M-am trezit pe la 1 și jumătate, în condițiile în care am adormit cel mai târziu undeva pe la 2 fără un, pe la 12 fără un sfert. Deci, cel mai târziu, cred că pe la 12 fără un sfert am adormit. Da, atâta, m-am trezit la 1 și jumătate și mă uitam, zic, așa, m-am dus, mi-am pus clipurile la încărcat pentru că am și clipuri de pregătite pentru cât lipsesc. Am pus clipurile și, na. După aia am încercat să mai dorm, nu mi-a ieșit, a venit Jimmy lângă mine, l-am mângâiat puțin, am iubit, după care a început să facă prostii, a cerut de mâncare și m-am trezit numai. Acum am termin cafeaua, o să trebuiască să mă schimb, bineînțeles că nu mă duc așa, nu plec așa pe drum, termin cafeaua, mă schimb și na, până la 5 jumate mai pierd puțin vremea aici, sper că o să mai recuperez ceva somn pe drum. Că am, adică eu neconducând, având treburi de genul ăsta, sunt o fericită. Bun, cam ăsta e update-ul. Plecăm la mare. Yay! Thank you.
wine, which is a symbol of Bulgaria, which is Mavrut. And Mavrut is considered to be the oldest grape, not only in Bulgaria, but in whole Europe in general. Dates back to more than 3,000 years, when Trokian people came and were the first inhabitants of this land. They were eating Mavrut already, so it was growing here. But the trick about Mavrut, different countries tried to take it and grow it in France, in Italy, but it couldn't live there. Mm-hmm. Because the climate in Bulgaria is unique. Yeah, for Mavrut. Yes. So this wine, we make it by a very different technology. First 6 months, the fermentation is normal fermentation, but the next 6 months, the fermentation is in a barrel under the sun. There is a spring in Bulgaria and summer, mm-hmm. until summer. So this way the water gets evaporated and the juice remains. And this juice we make this Mavrut. So it's 12% of alcohol. There is no additional alcohol, no additional sugar. It smells very fruity. Yes. It is a very intense wine, and yes. Here you have like the whole range of taste, from sweet to the sharpness and the tannin, because Mavrut is a very intense grape, and we love this wine because no one in Bulgaria makes the Mavrut this way that we make it. Mostly it's dry, and when it's dry, it's very dry. Yes. Yes, but for us, it's my favorite wine. That's why I talk a lot about it. Yes. Mm-hmm. It's really good. Yes, thank you. Also, you can use it before a suntan. People mm-hmm. say I haven't tried, but people say it's very nice, the tan. Mm-hmm. It gives you a nice tan. It's a very, like, the structure is actually nice.
Bună dimineața! M-am întors, sunt acasă, I'm back. Sunt din punctul în care am început, practic, acest daily vlog, sau vlog de călătorie, cum vreți. Nu știu ce am filmat, dar am zis, pentru că tot n-am stat să vorbesc, m-am spus că nu o să stau să vorbesc cu voi în timp ce sunt pe acolo, pentru că n-am avut chef să-i bag camera în ochi Eugeniei, să stea, uite, sau ea și filmează, sau... Hai să facem nu știu ce. Și atunci am preferat să filmez așa, să iau câteva cadre și să vorbesc acum cu voi, să vă pun la curent cu ce s-a întâmplat. Deci că mi-a plăcut foarte tare. Cred că a fost ieșirea la mare care mi-a plăcut cel mai mult din ultima perioadă. Deci a fost minunată. M-am simțit tare bine. A fost foarte, foarte ok. Cel puțin Nesebarul vechi, adică orașul vechi, îmi place foarte mult. Arată foarte bine și mi se pare foarte boem așa și foarte frumos. Și mâncare foarte bună de altfel. Și, peisajul acolo foarte frumos. De altfel, litoralul bulgăresc, știți, cred că este foarte frumos așa ca peisaj. Pentru că e combinația aia de deal mare și se vin dealurile foarte aproape de mare, foarte frumos. Am stat așa câteva zile, am stat și la plajă, ne-am plimbat, am mâncat scoici și nu am să mai mănânc scoici, am declarat că nu voi mai mânca scoici de acum încolo. Așa, din vari motive pe care nu le voi evidenția acum. Dar în rest mâncarea foarte bună și la hotelul la care am stat noi mâncarea a fost foarte ok. Singurul lucru care n-a fost ok la hotel a fost cafeaua, ca să zic așa. Avea o cafea din aia instant și nu era o problemă neapărat că era cafea instant, dar era proastă. Bineînțeles că puteam să ne luăm cafea pe parcursul zilei, adică nu ne oprea nimeni, dar n-am mai stat după aia. Adică după ce am trecut de micul dejun n-am mai stat să ne luăm cafele, deci noi am trecut la next level, cocktailuri și alte chestii. Prin urmare, da, cafeaua a fost așa, mi-a fost un pic de dor de cafeaua aia. Dar foarte ok și a fost foarte fain și mai ales că am fost cu Eugenia, a fost foarte, foarte fain, mi-a plăcut. E foarte așa, foarte dulcică și foarte... E o persoană cu care poți să mergi, să faci chestii și e foarte relaxată, știți? E mult mai relaxată decât mine în ceea ce privește, mai ales în ceea ce privește călătoriile sau lucrurile de genul ăsta, e super relaxată. Eu sunt mai agitată, mă agit așa și începe anxietatea să-și spună cuvântul, pentru că ieșind din zona mea de confort, oriunde m-aș duce, tot timpul mă simt așa ca ceva, hai să faci așa, 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 e mai chill așa, știți? Și a fost foarte fain, am fost, v-am zis, am stat și la plajă. Îmi plăcut foarte tare, exact, vă zic că exact ce îmi doresc în materie de, da, exact în ce îmi doresc în materie de de plajă, liniște, nu era nimeni care să urle, nici oamenii, cu toate că erau foarte mulți români acolo, nu erau agitați, nu urla nimeni, nu țipa nimeni, nu hohoia nimeni, nu-și punea muzică în boxă nimeni, își arunca gunoiul pe jos nimeni, foarte mulți români acolo, foarte mulți unguri, câțiva slovaci, sloveni, polonezi, pe acolo, dar mai puțini, adică majoritatea erau români. Și da, plajele curate, adică unde au fost noi în zona aia de Nesebarul Nou, Sunny Beach, acolo plajele curate, liniște, cum v-am zis, exact ce îmi vroiam, exact ce îmi trebuia, spațiu între șezlonguri, adică distanță între șezlonguri, că iarăși asta mă urcu la, cum e la noi, că sunt toate puse așa de azi, v-am zis că la noi nu, litoralul românesc, no, it's closed subject pentru mine, forever, chiar dacă și că nu mă mai duc la mare, dar mai bine nu mă mai duc la mare decât să merg la noi. Și ce vreau să vă mai zic este că să mergeți neapărat la... Dacă ajungeți în Nesebar, în orașul vechi, să mergeți neapărat la degustare de vinuri, la Mesembria. Au două locații în Nesebarul vechi.
Noi am fost acum de data asta la locația lor centrală, ca să zic așa, care este un pic mai măricuță, dar mi-a zis Eugenia că mai au o locație pe care o știe ea, unde sunt degustări de vinuri și sunt vinuri bulgărești, dar niște vinuri speciale, niște vinuri aromatizate. Spre exemplu, acum am avut vin de zmeură. Mi s-a părut interesant, dar n-a fost pe gustul meu. Am băut un vin alb. Doamne, dar nu mai știu cum îi zice. Deci eram așa de bulversată. Mie, ca idee, nu-mi place vinul alb. Deci mie vinul alb mi se pare, nu, mi se pare greoi. Dar ăsta mi-a plăcut foarte tare, că era foarte aromatizat. Avea așa cumva o aromă de piesică, ceva. Era dulce. Ne-a explicat fata de acolo, care de altfel a fost foarte drăguță și foarte simpatică. Nu știu, cred că am lăsat ceva, am filmat ceva pe acolo. Foarte simpatică, că se face printr-un proces special de fermentare vinul ăla. Se fermentează cumva de două ori și se fermentează la soare, astfel încât să-și păstreze zahărul. Nu știu, e o chestie mai complexă, dar foarte, foarte bun vinul ăla. Nu l-am luat cu mine, că nu mai aveam unde să bag în bagaj, dar poate trece Eugenia când se întoarce, că ea a mai rămas. Și poate când se întoarce mai trece pe acolo prin Năsăpar și ia și ea vin și atunci vreau și eu unul, că ăla alb mi-a pus capac, deci a fost delicios. Dar în sine, degustarea aia de vinuri trebuie să mergeți, că e gratis, nu vă costă nimic și o să vedeți că sunt niște vinuri foarte aromatizate, foarte bune, foarte ușoare, în ciuda faptului că sunt alcoolizate, normal, cum sunt vinurile. Sunt niște vinuri ușoare, nu le simți așa foarte dense. Mai iau un vin care, să zic, dintre toate, ăla mi s-a părut cel mai greu. Este un vin special, un vin roșu sec, care este specific pentru Mesembria, este vinul lor semnătură, ca să spunem așa, pe care nu-l comercializează în altă parte, nu-l puteți cumpăra din altă parte, nu se găsește pe net, nu, și asta e partea proastă, că nici nu poți să le găsești pe net, dar și vinul ăla mi s-a părut foarte, foarte interesant. Este un, v-am zis, mai sec așa, este într-adevăr bun și pentru gătit, dar ea a zis, fata de acolo ne-a spus că e foarte bun pentru a face siropuri, pentru prăjituri. Este folosit în general pentru că tot așa este foarte aromatizat, dar și celelalte vinuri la fel, pe care ne le-a dat, de zmeură, de rodie și nu știu, ne-a mai dat ceva. Ne-a dat vreo 6 să degustăm. Foarte, foarte bune. Deci mi-a plăcut foarte tare. Și de aia zic, e o chestie pe care nu trebuie să o ratați, pentru că este minunat să numai ca să vedeți ideea de vin altfel, adică nu doar vinul clasic din strugure. Vin de trandafir, vin alb infuzat cu trandafir sau alb sau parcă Chardonnay era la bază, da. Vin alb infuzat cu trandafiri, fermentat de fapt, nu infuzat cu trandafiri, fermentat cu trandafiri, da? Pentru că știți că trandafirul e floarea lor, simbolul lor național, în trandafirul bulgăresc. Și ăla iarăși mi-a plăcut foarte mult, ăla mi s-a părut iarăși un vin roze, devenise roze foarte ușor, așa, în ciuda faptului că avea Chardonnay la bază. Foarte plăcut și ăla, mi-a plăcut foarte mult. Dintre toate, mie mi s-a părut, mi-au plăcut mai mult Mesembria, ăla roșu de care v-am zis, ăla alb, care nu mai știu cum se numește și poate l-am salvat pe cameră, și ăla cu trandafiri. Adică eu am fost impresionată de astea, dar și celelalte cu fructe mi s-au părut interesante. Da, și ca idee, nu trebuie să ratați asta. Dacă treceți pe acolo, nu trebuie să ratați. În rest, așa, zona aia foarte drăgălașă, mi s-a părut foarte boemă, foarte... Da, v-am zis, n-am mai fost niciodată în Nesebar, am fost în alte părți în Bulgaria, dar nu în Nesebar. Foarte boemă zona respectivă, destul de multă lume și chiar asta discutam cu cineva, că în ciuda faptului că era foarte multă lume, hotelurile erau full, pe plajă cel puțin nu s-a simțit aglomerația, adică nu se simțea, sau chiar și în oraș nu se simțea aglomerația atât de puternic. Singura dată când pot să zic că am văzut multă, foarte multă lume, de simțeam că mă sufoc, a fost când am ieșit pe faleză puțin. Am coborât când am venit în prima seară de la Nesebar, am coborât mai devreme din autobuz și a trebuit să mergem vreo 2 km pe jos și am luat-o pe faleză, ne-a băgat, GPS-ul ne-a băgat pe faleză și da, acolo era, că era deja trecut de 10 seara și acolo era full,
Deci n-aveai unde să calci de oameni. Aia era, nu. Dar în rest, foarte ok. Adică nu mi s-a părut sufocant de ok. Și în orașul vechi au fost destul de mulți oameni, destul de multe persoane, dar nu. Am prins vreme super bună, plaja foarte ok. Din fericire pe mine nu m-au atacat meduzele. Eugenia s-a lipit de una, dar eu n-am... Așa, am reușit să nu mă nec, că eu am problema asta, am frica asta constantă că s-ar putea să mă nec pentru că nu știu să not. Dar m-am dus și m-am bălăcit acolo ca o rățușcă prin apă, adică că mă place, îmi place să stau în apă, dacă s-ar putea să stau toată ziua în apă, dacă m-ar lăsa cineva să stau toată ziua în apă, aș sta toată ziua în apă ca rațele. Așa și foarte ok. Și mâncarea super bună, aia zic. Și unde am mâncat, și la restaurant și la hotel. Pentru că, spre exemplu, în una din serii am zis că noi am avut și cina inclusă, că așa s-a nimerit. Așa am găsit oferta, nu ne-am dorit neapărat cina la hotel. Dar am avut și, a fost un fel de semi-all inclusive sau ceva de genul ăsta. Adică pe noi ne interesa micul dejun pentru că e mai comod, știți, când ai micul dejun, să stai, duci dimineața direct să mănânci și după aia să începi să-ți faci treburile, să îi faci ce vrei. Și... am mâncat dimineața la hotel, mâncat super ok, micul dejun divers, cu de toate, adică eu aveau și cereale și cașcaval, pane, ouă, de toate felurile, în toate formele posibile, nu știu, iaurt, gemuri, nu știu, o grămadă de chestii, adică nu, eu am mâncat niște omletă cu bacon și cu ceva ale pur de, cu roșii, castraveți. Nu sunt super pretențioasă. Da, la cine la fel, v-am zis, ne-am dus într-o seară să ne uităm. Doar așa, de curiozitate, să vedem ce au. Și când am văzut câtă mâncare bună au, am rămas și am mâncat acolo în seara aia, pentru că a fost chiar foarte bună mâncare. Și foarte bună, adică mâncare bună, nu din aia, din plic și pusă și făcută instant, știți? Nu, mâncare pe bune, mâncare gătită cum trebuie. Și au avut, la cine au avut mult mai multe opțiuni decât la micul dejun, tot așa, foarte, foarte, foarte bune. Și deserturi și de toate, adică foarte ok. Și pe total mi s-au părut ok și prețurile mi s-au părut ok, adică nu mi s-au părut exagerate, știți cum e la noi, că ai merge cu mentalitatea, o, trebuie să dau eu o grămadă de bani că ești la mare. S-a ok, adică ne-am încadrat bine în bani, adică am fost ok. Și să vedeți acum ce mi-am luat, pentru că... da, de la mesembria, că v-am zis, mi-am luat ceva ce îi dădeam mă eroare săracii fete de acolo, pe care am uitat cum o cheamă, v-am zis, era ucraineancă, că i-am zis că nu-mi place vinul alb, chardonnay nu-mi place, adică nu că nu-mi place, l-aș bea, dar mi se pare foarte greu, adică dacă îmi dai puțin chardonnay, după aia nu mai sunt bună de nimic, parcă mi-a intrat o piatră în stomac, în fine, așa, i-am zis că nu-mi plac migdalele. Îmi plac migdalele în sine, nu-mi place uleiul de migdale, mirosul de migdale, în fine, și cu toate astea au fost lucrurile care mi-au plăcut cel mai mult acolo. Și i-am zis la fel că nu-mi place parfumul ăsta fake de trandafir sau în produsele cosmetice, pentru că aveau și multe produse cosmetice pe bază de trandafir, ulei de trandafir și așa mai departe. Și mi-am luat de acolo totuși, cu toate astea, pentru că, deși nu-mi place trandafirul în sine, mi-am luat un parfum de acolo, de la Mesembria, care are, îi zice, stați cum îi zice, Ashes of Rose, așa, de parfum floral, 50 de mililitri, nu știu să vă zic, asta e firma. Vedem dacă focalizează. Hopefully focalizează, dacă nu, sorry. Așa, are în sine, are trandafir din ăla bulgăresc, dar și liliac. Pentru că eu prima dată când mi-a dat cu el, am simțit liliacul. Și e un parfum destul de interesanțel, așa. Și îmi place combinația asta de trandafir cu liliac. Și prima dată pe asta l-am luat și nici n-a fost super scump, adică nu știu cât a fost, vreo 50 de lei parfumul ăsta, adică super, super ok. Dar mirose foarte bine, e un miros așa foarte fresh, într-adevăr se simte trandafirul destul de puternic, dar nu e chiar genul ăla de miros fake de trandafir, știți? Adică e un miros mai, aduce ceva mai a trandafir normal. Așa. Și am vrut, pentru că eu sunt înnebunită după condimente și am zis și Eugenie, mai ales că se duce în Turcia, adă și mie condimente, bineînțeles că a uitat sau, mă rog, n-a avut timp de mine și nu e nicio problemă. Mi-am luat condimente bulgărești pe care le găsiți pe la tarabele alea pe acolo.
să le încerc, nu știu, să văd, habar n-am ce sunt. Mirosurile sunt foarte diverse din cutia asta. Dacă ați fost în Bulgaria, bănuiesc că știți povestea asta și le știți, dar eu nu le-am încercat până acum și am zis că de data asta trebuie neapărat să-mi iau și să le încerc, pentru că sunt înnebunită după condimente și vreau să încerc să diversific așa paleta de condimente pe care o am. Dacă sunt bune, sunt bune, dacă nu sunt bune, nu sunt bune, adică dacă nu-mi plac, nu-mi plac, nu e nicio problemă, dar e vorba de test. Ah, și ca amintire, pentru că vreau ceva neapărat, pe lângă magonet, care înseamnă magnet. Pe lângă magonet vreau ceva ca amintire și mi-a luat o brățărică din asta de argint cu un elefanțel. Da, nimic reprezentativ pentru Bulgaria, dar, nu știu, elefanții sunt reprezentativi pentru mine și îmi plac mie foarte, foarte tare. Și e un elefanțel mic și, da, nu știu ce mi-a venit, dar l-am vrut. Am simțit că îl vreau neapărat și cumva ăsta rămâne ca și amintire din excursia asta. Și fiindcă mai aveam niște leva și trebuia să-i schimb, pe lângă faptul că mai luam niște cocktailuri ca să scap de leva aia, să nu fiu cu ei acasă când aveam ce să fac, am fost într-un Aldo, care din ce am înțeles este un Lidl de lor. Și am luat niște săpunuri din astea cu trandafir bulgăresc, obviously, pentru mama mai mult, ne-am luat asta, nu pentru mine. N-aș ști să vă zic cum miros, că sunt în folie. Dar par așa, par interesante că au bucățelele de trandafir în ele. Ia să desfacem un pic, moare mama dacă îl desfac. Da, miroase chiar bine, miroase chiar a trandafir. Chiar miroase bine. Chiar e fain. Așa. Că știu că ei mai place să-și pună săpunurile printre haine și așa mai departe și am luat așa. Am luat și o cremă din aceeași gamă. Erau foarte multe, bineînțeles, că erau foarte, foarte multe chestii cu trandafir bulgăresc, adică peste tot găseai produse. Eu m-am dus acolo la Aldo ca să scap de leva aia, să... așa, și sunt multe, găsiți peste tot și în nesebarul vechi și în nesebarul nou, peste tot găsiți produse din astea cu trandafir bulgăresc, evident, unele mai fake, unele mai cu miros mai așa. Asta miroase ceva similar, cred. Și pentru mine am luat și o apă micelară cu trandafir, doar pentru că mi s-a părut că e drăguț. Așa, și mi-am... Asta nu miroase, cine știe ce a trandafir, hai, ok. Așa, dar am zis că e drăguță să fie acolo, că mai am apă micelară, dar nu strine niciodată să fie în plus. A, și am luat o cremă de la Victoria Beauty Snail. Am auzit de brandul ăsta, cred că la tătu am mai auzit de brandul ăsta. Detex formula 100% pure extract, așa. O cremă de picioare cu snail, cu melc, pentru că în cazul în care, iarăși, nu știți, bulgarii au o mare problemă cu melcii, da? Adică ei fac foarte multe produse cosmetice din melci, care s-a dovedit de-a lungul timpului că au proprietăți reparatoare, regeneratoare, pentru că dacă știți, melcul când se rănește sau ceva, se regenerează, se repară foarte frumos și foarte repede și de-aia că extractul de melc este foarte bun. Și am luat crema asta de picioare, aș fi vrut una de mâini, dar nu aveau și am luat-o pentru mâini, n-am luat-o pentru picioare, dar mă rog, merge, nu e nicio problemă și pare interesantă. Mi se pare că am mai avut ceva de genul ăsta. Și ce-am mai luat din nesebar? Și ce-am mai luat din nesebar? Mi-am luat și o gentuță, nu că ar fi ceva mult special cu ea, în afară de model, nu știu dacă vedeți modelul pe ea. La noi n-am văzut genul ăsta de model și îmi place foarte tare, mi s-a părut foarte interesant, plus că, mă rășu un fir de ață aici, plus că n-am geantă roșie și parcă mi-ar trebui câteodată câte o geantă roșie, dar mi se pare foarte drăgălaș, așa, mi se pare foarte interesant modelul ăsta așa, care e ușor holografic, nu știu. Aveau și pe alte culori, dar am preferat-o pe asta, este din piele ecologică, nu e piele naturală. Aveau și multe chestii din piele naturală, dar nu m-am simțit, n-am simțit nevoia să mă aventurez la așa ceva. În interior e destul de simplu, are un compartiment mare și mai are un buzunar așa aici pe lateral, nimic special, dar e foarte ok, adică e fix genul meu de geantă, pentru că e și ca dimensiune bună, e și ca, nu știu, formă, ok, are structură. Cred că eu am probleme întotdeauna cu genții astea. Așa.
și da, și asta este o altă chestie care să-mi aduc aminte de vacanța asta, de excursia asta și cam atâta de principiu. Am descoperit cu ocazia asta, că vă ziceam și pe Instagram, am descoperit cu ocazia asta că îmi place. N-am băut bere bulgărească, cred că n-am băut niciodată. N-am m-a atras, știți că eu oricum vă ziceam că nu beau bere și nu am o atracție deosebită față de bere și n-am băut bere bulgărească până acum și tocmai am constatat că este foarte bună. Nu știu dacă e neapărat mai bună ca a noastră sau nu știu dacă am fost eu într-o fază în care mi s-a părut ok berea, dar mie mi s-a părut că berea asta lor este chiar foarte bună. Descoperire magică, extraordinară. Da, în reluare și în direct. Și cam asta a fost mini-excursia mea. Da, și sper că v-au plăcut imaginile din pe care le-am captat. Nici nu știu ce am captat, o să mă apuc acum să editez.